Consiliul Concurenței poate să înfăptuiască inspecțiile. Inspecțiile inopinate sunt acele ieșiri la fața locului și ridicări de documente sau alte informații relevante care sunt ulterior calificate ca probe în dosarul concurențial și analiza acestora deja ulterioară. Ce ține despre încălcările procedurale? De obicei, în cadrul inspecțiilor, cea mai des sau frecvent întâlnită încălcare este obstrucționarea inspecției. Dacă prin probele acumulate în cadrul investigației sau înfăptuirii inspecției, plenul Consiliului Concurenței consideră că acțiunile factorilor de decizie a întreprinderii supuse inspecției constituie obstrucționare, atunci este considerată ca o încălcare asumată. Ce este obstrucționare? Obstrucționările pot fi de diferit tip și diferite forme, începând de la limitarea accesului sau nepermiterea pătrunderii în oficiu sau teritoriu și mai departe limitarea accesului la anumite baze de date, limitarea accesului la anumite corespondențe, limitarea accesului în anumite încăperi sau teritorii, cum am vorbit, prezentarea informațiilor neautentice, care induc în eroare. Iarăși mă repet că forma lor poate fi foarte diferită. Începând de la direcționarea echipei de investigații în alt birou sau în altă locație și terminând cu distrugerea efectivă a probelor aflate pe suporturile de hârtie sau electronice. Deci, ideea este că orice acțiune, indiferent de forma ei, dacă limitează accesul la informații, dacă distruge informațiile solicitate sau căutate de Consiliul Concurenței, dacă creează premisele pentru alterarea acestora, vorbesc acum despre cazuri de accesul la distanță la informații, acestea pot fi considerate ca obstrucționare inspecției.